Deșteptarea. Nu se întâmplă lucruri tot mai în regulă în perioada asta. Cea mai călduroasă perioadă din ultimii 30 de ani, astăzi sunt așteptate temperaturi până la 47 de grade, ați auzit mai devreme la știri de la Iulia. Premierul Greciei a lansat un apel ca populația să respecte câteva măsuri, de exemplu la aerul condiționat să nu fie mai jos de 26 de grade. Asta ca să preîntâmpine căderea curentului electric, ceea ce... E un consum uriaș, bănuiesc. Exact. Mai sunt incendii de vegetație foarte mari în zona sudică continentală și de asemenea, dacă privești dinspre România, Grecia e în zona roșie a COVID-ului. Cum arată un concediu pentru români cu toate condițiile sau în toate condițiile astea? L-am sunat în această dimineață pe Dan Adrian Drăgan, un român care trăiește acolo și care administrează două forumuri cunoscute pe Facebook. Este vorba de Forum Grecia și Forum Tasos. Bună dimineața! Calimera din Tasos. Așa, din Tasos. În Tasos trebuie să bat un pic vântul. Câte grade sunt în dimineața asta? Adie puțin vântul, dar din fericire, să spunem așa, nu se simte canicula chiar atât de rău. Acum sunt 32 de grade și ne așteptăm la un maxim de 41 azi la umbră. În Tasos e ceva. În Tasos, da. Ceea ce nu e chiar așa de greu de suportat dacă te gândești că ești la mare, mai suflă o briză, sunt doi bofori azi, mai bei o bere, un suc rece, un frappe, că toți suntem în Grecia și atunci nu e la fel ca și cum ai simți 40 de grade între blocuri într-un oraș aglomerat cu poluare. E altceva aici, parcă. Unde, chiar așa canicula. Unde e zona, unde va fi zona cea mai afectată de căldură? Adică temperaturile astea uriașe unde sunt așteptate? E o zonă turistică? Nu neapărat zona turistică. Prin centrul Greciei sunt așteptate sau au fost înregistrate cele mai mari temperaturi și se așteaptă să fie în acea zonă. Nu vor fi afectate chiar așa rău zonele turistice care sunt populate cu turiști români, dar repet, e ceva normal în Grecia vara să fie cald, adică de asta venim la mare, să fie soare, să fie cald, nu să plouă, nu să bată vântul, nu să fie furtună. Voi acolo ați avut întreruperi de curent electric? Am avut aseară, nu pot să-mi explic de ce, probabil vreo pană în nordul Greciei generală și în Halkidiki am înțeles că au fost. Am avut în Tasos, s-a oprit aseară pentru 4-5 ore în anumite locuri, vreo oră, două în alte localități. Azi văd că totul a decurs ok, adică pare că aseară pe la 12:30 s-au remediat problemele, acum să vedem. Dar într-adevăr, da, Ministrul Energiei a dat ieri niște sfaturi, cum spuneați și voi, să nu meargă aerele condiționate între anumite ore, să nu meargă sub 26 de grade, să nu se spele, să nu se gătească între anumite ore. Acum, na, încercăm să ținem cont, dar nu poți chiar să nu faci lucrurile astea. În partea sudică a Greciei sunt incendii. Asta afectează și zone turistice importante? Da, observăm că au afectat duminică și până luni dimineața așa, au afectat puțin situația din Rodos. Acolo au fost evacuate câteva localități, turiști localnici. Dar vreau să vă spun ceva, că în presa românească apar titluri incendii în Grecia. Ok, e ca și cum ar apărea titluri că ninge în februarie la predeal. Adică pentru Grecia e ceva normal să existe incendii vara. La ei sunt foarte puține precipitații, temperaturile sunt foarte mari, vegetația se usucă, iar Grecia, de exemplu, are un minister special dedicat pentru asemenea situații de urgență, se cheamă Civil Protection, protecția civilă, au avioane pregătite, au elicoptere pregătite să intervină instantaneu, pompierii, de exemplu, nu stau în cazemata lor acolo așteptând să întâmple ceva. Nu, ei, în momentul în care în fiecare zi se anunță o hartă roșie din punct de vedere al incendiilor, ei se duc în zona respectivă unde e cod roșu sau portocaliu și închid câteodată accesul în pădure sau spre anumite plaje care sunt în zone periculoase și atunci încearcă să prevină cât mai mult și să protejeze și localnicii și turiștii, să prevină aceste lucruri. Sigur, nu poți să știi când o să urmeze un incendiu, dar bazându-te pe anumite date, temperatură, lipsa ploilor și vânt, poți să previi și atunci foarte puțin
deține zone turistice, să spunem, sunt într-un pericol real, pentru că autoritățile urmăresc situația și iau măsuri astfel încât să prevină cât mai mult problemele. Noi nu avem incendii, noi dăm singuri foc. Adică vrem să ne simțim ca în Grecia, dăm foc miriște de pe marginea drumului și se rezolvă. De asta. Da, o ultimă chestiune foarte scurt, Dan Adrian Drăgan. Cum s-au năsprit măsurile anti-COVID? Pentru că e zonă roșie declarată acum Grecia de către România. Adică sunt controle năsprite la intrarea în România. Dar ce înseamnă asta la fața locului? La fața locului înseamnă că totul se desfășoară aproape ca într-un an normal, fără COVID. Nu au existat restricții noi impuse în Grecia. Lista roșie de care se spune este în fața României, este pentru România. Nu are nicio legătură cu ce se întâmplă aici. Singura restricție, să-i spunem, care este în vigoare aici, este purtarea măștii în spațiile închise. Lucru de altfel normal și de bun simț ca să încerce să prevină răspândirea virusului. Iar cazurile de COVID cu siguranță nu sunt printre turiști. Cazurile de COVID sunt în Creta, Rodos, Atena și Salonic, în patru zone, să spunem, sunt foarte multe cazuri acolo, între localnici, pentru că să nu uităm, ei au avut un lockdown prelungit toată toamna, iarna și primăvara. Și atunci când au scăpat, n-au mai ținut cont aproape de nicio distanțare, de nicio purtare de masă în interior. A început petrecerea, exact. Dan Adrian Drăgan, mulțumesc tare mult. El administrează Forum Grecia și Forum Tasos pe Facebook și acolo mereu aveți întrebări și răspunsuri și vă puteți consulta unii deci cu alții. Panică. Asta este concluzia interviului. Grecii își văd de viață, vacanțele ca și noi. Deșteptarea